Artele marțiale nu mai au niciun secret pentru sportivii de la CSAC Vila. Aceștia au reușit să obțină 18 medalii, din care 10 de aur la Open-ul București și Cupa Corisan la Jiu-Jitsu. Competiția a fost pe durată, o competiție cu desfășurare pe parcursul a 16 ore, dacă nu mai bine. Mă bucur tare mult că sportivii consacrați au obținut rezultatele cele mai bune, dar totodată mă bucur și pentru sportivii care au participat pentru prima oară sau a doua oară și au obținut rezultate remarcabile. Începând din acest an, competiții precum Open-ul București, Cupa Corisan sau Cupa Agvila, aceasta din urmă organizată la Giurgiu, vor avea un statut special. Această competiție a avut participare internațională și urmează atât acest Open al Bucureștiului și Cupa Corisan și Cupa Agvila urmează să fie introduse în circuitul internațional competițional. Sportivii de la CSAC Vila se pregătesc acum pentru competițiile următoare, perioada primăvară-vară fiind una cu multe medalii puse în joc.